În data de 23 februarie, polițiștii din cadrul formațiunii rutiere Horezu au depistat un bărbat din comuna Tomșani, județul Vâlcea, în timp ce conducea un autoturism pe DN67 sub influența unor substanțe psihotrope. În urma testării cu aparatul DRAG test, acesta a indicat prezența în organism a două substanțe psihoactive. Șoferul a fost condus la o unitate medicală din orașul Horezu pentru prelevarea de mostre biologice în vederea stabilirii prezenței substanțelor psihoactive în organism. În aceeași zi, în jurul orei 19, polițiștii secției 10 Poliție Măciuca au identificat un alt bărbat care conducea un autovehicul în comuna Făurești, județul Vâlcea, sub influența alcoolului. Întrucât acesta emana halena alcoolică, s-a procedat la testarea cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,97 mg per litru alcool pur în aerul expirat. Conducătorul auto a fost condus la o unitate spitalicească pentru recoltarea de probe biologice în vederea stabilirii alcolemiei. În cauză se efectuează cercetări sub aspectul comitării infracțiunii de conducere a unui vehicul sub influența băuturilor alcoolice în ambele cazuri au fost întocmite dosare penale pentru comiterea infracțiunilor de conducere a unui vehicul sub influența băuturilor alcoolice sau a altor substanțe. Tot în cursul zilei de ieri, în jurul orei 0000, polițiștii din cadrul secției Milcoiu au depistat un alt bărbat în timp ce conducea un autovehicul în localitatea Budești, fără permis de conducere. Din primele verificări efectuate de către polițiști a rezultat faptul că cel în cauză avea dreptul de a conduce suspendat. A fost înregistrat un dosar penal în care se efectuează cercetări pentru să Săvârșirea infracțiunii de conducere a unui vehicul fără permis de conducere. Autoritățile recomandă tuturor șoferilor să nu se urce la volan în cazul în care au consumat substanțe alcoolice ori psihotrope.